Salut! Eu joc Disney și engleză cu voi și în acest videoclip avem un haul de ciocolate, da, doar ciocolate, dar vin în diferite forme, așa că acum vă arăt. Acestea sunt de tip lint și aceste forme sunt înăuntru, niște buburuze, niște morcovi, puișor, ouă, și iepurașul. Pe urmă voi deschide aceste iepurași de la Godiva, Godiva. Apropo, uitați-vă mai jos, eu am pus link-ul unde am fost chocolate hunting, adică în magazinul Godiva, dacă veți vedeți. Și aceste ouă. Ele sunt de ciocolată franceză. Nu cred că este surpriză, nu scrie că este surpriză aici, dar le vom deschide să vedem. Și am să deschid și aceste bomboane să văd ce e cu ele. Belgian Bites este de tip belgian și are diferite feluri, diferite gusturi. Așa că super! Și începem. Vreau chiar cu acestea să încep. Le deschid. Așa. Ciocolate în limba engleză. Chocolates. A deschide, to open. Ok. Hai să deschidem. Aceasta este cu gust de piersici. Ok, e ciocolată și vedem înăuntru ce este. Ok, are filling, are umplutură albă cu gust de persic. Mai departe cu gust de lămâie. Wow! Da, acest videoclip este unul foarte, foarte dulce. Mai departe cu fructe de pădure. Super! Și mai este încă un fel cu coconut, cocos. Sunt numai de 4 feluri în așa pachet. Aceasta este albă, white. White chocolate. Aceasta este cea mai bună din toate. Cea de persici a fost super, la fel. Ok, mai departe, deschidem acesta să vedem ce este cu aceste ouă. Iată-le. Le aruncăm acolo. Îmi plac hârtiile lor, așa colorate. Acestea sunt tipurile.
cea mai tare ador pe culoarea aceasta albastră cu floricele. Și încă de care nu aveam. De ce roșu? Da. 4 feluri. Foarte frumoase. Îmi place designul. Și acum hai să deschidem de fiecare. Să desfacem. Aceste ouă este ciocolată franceză. Wow! Aha, și este gol înăuntru. Ok. Adică așa, doar ou de ciocolată. E foarte gustoasă, e diferită. Da. Ok, următorul. Wow! Am să deschid și de celelalte două feluri. Să vedem, ele arată că toate sunt la fel înăuntru, doar hârtiile sunt diferite culori. Chocolate egg. Wow, de ciocolată. Și încă unul cu floricele. With flowers. Wow! Ele sunt foarte gustoase. Îmi plac floricelele acestea, desenele. Mai departe, timpul să deschidem lint, dar trebuie să facem loc. Oh. Așa, acest pachet îmi place cel mai tare, fiindcă are iepuraș. Iată felurile. Ouă cu diferite tipuri de ciocolată înăuntru. Și aceasta este ciocolată elvețiană, Swiss, Lind. Acestea au fost belgiene și ouăle au fost francez, tip francez. Deschidem. Carrot. Carrot în engleză este morcov. Îmi place că sunt foarte micuțe. Wow. Apropo, am pus linkul mai jos cu așa tip lint, chiar așa formă de ciocolată cu caractere de anul nou. Am pus linkul mai jos dacă vreți să vedeți. Acestea sunt ouăle, sunt de trei tipuri, care le vom deschide pe toate. Ciocolată albă, white chocolate. Și înăuntru este cu cremă albă. Așa mai departe. Și este albastru, blue egg. Cu cremă de ciocolată. Și acesta. Ciocolată de milk chocolate cu lapte. Și la fel crem de ciocolată înăuntru. Așa că toate trei sunt diferite. Mai avem aici puișuri sau poate rățuște. Ador rățuștele și iepurașii.
Ok, hai să deschidem de fiecare tip, să vedem cum sunt ele. Wow, ce stau a fost crăpat. Și este gol înăuntru. Pe urmă mai sunt așa niște gândăcei, boburuze și albinuțe, sunt așa micuțe și drăguțe. Chiar ador. Forma este super. Wow! Ce micuțe! Foarte gustoase! Se pare că acestea sunt favoritele din ce-o fi. Desigur că îmi plac și iepurașii lind. Oh. Albinuță și boburuze. Boburuză în engleză e ladybug și albine este bee. Mai avem și morcov. Carrots. One carrot, three carrots. Un morcov, trei morcovi. Sunt făcute așa interesant, parcă sunt niște umbrele. Like umbrellas. Umbrellas. Umbrele. Wow! Super! A, vârful s-a rupt. Da, este acolo. Iată! Sunt super! Ok, mai departe desfacem, aceasta este o oiță, oaie sheep, dar miel este lamb, sheep and lamb. Sunt foarte bine făcute. Wow, uitați-vă la textură! Foarte bine făcute chiar! Wow! Parcă are blană! Super! Mai departe e iepurașul lind! Micuț drăguț. În linkul de mai jos ne-am pus linkul cu așa tipuri de bomboane de ciocolate de Crăciun. Acolo era un ren. Și cam era cam la fel. Nu știu, uitați-vă și spuneți ce credeți. Mi se pare că cam la fel, numai că era desen de coarne de ren. Și iată iepurașul. Bunny. Acum este timpul să deschidem acest iepuraș de la Godiva. Belgium chocolates, ciocolată belgiană. Este foarte drăguț, l-au făcut foarte bine, îmi place forma. Și se aude parcă este gol înăuntru, dar acolo nu. Adică oul este gol, dar une capul nu. Hai să vedem chiar. Și linkul e mai jos și cu bomboanele Godiva, care le-am găsit în magazin, le-am filmat ce am văzut acolo. Și aceste proașe este ce am ales din toate. Oh, super!
Este ciocolată neagră, îmi place foarte mult. Forma cum este. Scrie Godiva, Godiva. Ok, sunteți gata să spargem iepurașul? Puneți un like dacă vă place acest videoclip cu bomboane, ciocolate. Oh, wow, este tare. Ah, iată. Ok, este gol absolut înăuntru. Wow, ok. Mi s-a părut că era mai multă ciocolată unde este capul. Interesant dacă se poate de umplut cu ceva surprize și de lipit și cum te topit înapoi. Ar fi interesant, dar nu voi face în acest videoclip așa ceva. Așa. Mi-au plăcut ouăle. Ele sunt super, mai ales cum cu paștele, cum vine. Și acestea destul de fine, destul de bune. Rățuștele sau puișorii. Să iau câte una de orice fel de aici. Pe urmă avem gândăcei, albinuțele, bees, one bee, many bees, o albine, mai multe albine. Și iată, vă arăt toate împreună. Da, cred că acesta este cel mai dulce videoclip al meu. Cu atâta dulceață, atâta ciocolată. Scriți în comentarii mai jos dacă vreți să mai vedeți videoclipuri de așa tip, de așa gen, cu ciocolate diferite, frumoase. Acestea parcă sunt niște jucării. Uitați-vă ce drăguțe, chiar că jucăriile arată. Iepurași, rățuște și voi, și morcovi. Ce frumușele! Ladybugs and bees. Și acum vă arăt the aftermath, ce din degustarea mea. Uitați-vă! Câtă ciocolată am deschis și am gustat și... Oh, ok, cine va mânca toată aceasta? Vă mulțumesc pentru vizionare și ne vedem în următorul clip.